Deci o problemă foarte mare în această criză este lipsa de sinceritate și de transparență din partea autorităților. Pe de o parte, autoritățile ne spun că au suficiente teste, pe de altă parte, au testat până acum foarte puțini oameni și nu este clar de ce s-a întâmplat acest lucru. Dacă nu avem teste, să ni se spună, să ne implicăm cu toții și eu pot să fac apel la organizații internaționale și altă lume să căutăm și să avem aceste teste. Dar pentru asta e nevoie de adevăr.